Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată, după cum observați, avem noi oaspeți în studioul Radio TV Oltenița. Astăzi avem plăcerea de a găzdui la noi în emisiune copiii de la Liceul Tehnologic Ion Ghica din Oltenița, însoțite de copii însoțiți, mai bine zis, de cadre didactice, care ne vor prezenta rezultatele notabile pe care le-au obținut acești copii în ultima perioadă, mai ales la concursurile astea interșcolare. Doamna directoare, dumneavoastră sunteți prima care trebuie să spargeți gheața și să spuneți lucrurilor pe nume. În primul rând vă mulțumim pentru invitație și pentru oportunitatea de a ne promova, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Încercăm să ne promovăm frumos. Și când spun frumos, vreau să mă refer la rezultatele pe care elevii noștri le-au avut la concursul național pe meserii, faza județeană, și la olimpiada județeană, aria curriculară tehnologie. Avem aici lângă noi maestri care au pregătit elevii pe partea de practică și doamna profesoară Ilie Georgica, partea de teorie la profilul estetică și igiena corpului omenesc. Din păcate, nu am putut să venim cu toată echipa. Au fost foarte mulți profesori și maestri care au pus umărul la rezultatele noastre și prin faptul că aceștia nu sunt prezenți, aș vrea să-i amintesc și pe dumnealor. Iar doamnelor și domnilor care sunt cu mine, le vom da oportunitatea să se prezinte singuri. Într-adevăr, pentru că am înțeles că au avut rezultate notabile în ultima perioadă, mai ales la concursurile pe meserii. Exact, și la olimpiadă. La olimpiadă chiar rezultatele sunt foarte frumoase. Și aș vrea să încep cu olimpiada, cu rezultatele de la olimpiadă. Avem la profilul tehnician transporturi, la clasa a 12-a, Beraru Alexandru, locul 1. Și la tot clasa a 12-a, locul 2, Dumitru Casian Adrian. Aceștia au fost pregătiți de către doamna inginer Tulgara Angela pe partea de teorie. La olimpiadă nu există parte practică, dar au fost echipă, atât maestri cât și inginerii. După cum am spus, au pus umărul la treabă și am scos niște rezultate foarte frumoase. La concursul pe meserii, avem aici o parte din elevii care au fost prezenți și care au obținut rezultate. Și cum am spus, prezent doar domnul Baltoș la partea de practică ca maestru, acolo având maestri pe domnul Orneață Daniel și pe domnul Motrună Mitică. Dar cel implicat a fost domnul Baltoș Viorel. Aș dori să le dăm oportunitatea și doamnelor și domnilor, domnului maestru să se prezinte și să fie și dumneavoastră cunoscut. Haideți, curaj! Cine începe? Domnul maestru? Da. Mă rog. Mă numesc Viorel Baltoș, maestru instructor la Liceul Tehnologic Ion Ghica, profilul mecanică. În cadrul acestui concurs am pregătit câțiva elevi pentru concursul de meserii, dar cei mai evidențiați au fost băieții care au luat locul 2 și mențiune, precum Neagu Iulian Cătălin și Beniamin Duran. Plus domnul Adi Ruse, inginerul, care i-a pregătit partea teoretică și în echipă am făcut un lucru foarte bun, cred eu, și vreau să promovez cu această ocazie să vină cât mai mulți elevi. Aveți aici băieții doi sunt. Haideți să se prezinte, să-i cunoaștem, să vedem. Bună ziua, eu mă numesc Duran Beniamin, vin de la Liceul Tehnologic Ion Ghica, pe profil de mecanic auto. Mă numesc Neagu Cătălin Iulian, elev la Liceul Ion Ghica, profil mecanic auto. Câteva din impresiile voastre legate de concurs ne-ar interesa. Cum a fost concursul? Cum vi s-a părut că a fost jurizarea? Lucruri de genul ăsta sunt interesante pentru noi. O experiență frumoasă. Mi s-a părut, adică, și foarte ușor concursul. Am fost și pregătiți foarte bine. Și mi s-a părut ușor, chiar și o experiență foarte bună. Că am încăpătat și experiența, am învățat și lucruri noi. Și a contat și învățământul care l-am învățat la școală. Îți doresc să mai participi? Da, da. Edițiile viitoare. Da. Așa este.
Bun. Fetele? Ei sunt clasa a 11-a. La profesional, învățământ profesional. Din păcate, putem spune că ei vor încheia foarte frumos acest ciclu de învățământ, pentru că profesionala este de 3 ani și este ultimul lor an. Ei nu vor putea decât să se înscrie, să se reînscrie la liceu și să continue studiile, dacă vor dori acest lucru. Da, și atunci vor putea merge la olimpiadă. Acest concurs pe meserii i-a pregătit pentru o olimpiadă, să spunem. Nu? Da. Da. Meseria acum, sau mai bine zis, liceele acestea tehnologice au revenit în atenția părinților și a copilului pentru că mă pregătește pentru viață. Adică aveți o meserie, ceea ce în societatea noastră de acum se caută. Deci când pornești în viață, nu mai punești un handicap, domnule, nu știu nicio meserie. Băi, știu ceva, am o diplomă, că voi lucra, că nu voi lucra, e alegerea voastră. Dacă vrei, cum a zis domnul editor, să urmezi cursuri mai... cursuri superioare, e alegerea ta. Dar ai o meserie, pleci de școală cu o meserie, ceea ce este extraordinar. Fetele? Bună să prezinte maestre, doamnele profesoare. Haideți să le arătăm și pe doamnele maestre. Iată-le. Baltoș Elena, maestru instructor la profilul estetică. Și vă mulțumim frumos pentru invitație. Noi, de fapt, am venit, cum a spus și doamna directoare, să ne promovăm mai bine decât a fost. Da, pentru că aveți rezultate, foarte bune. Bine. Da, da, foarte bine. Foarte frumos. De fapt, estetica știți dumneavoastră, e cea mai frumoasă meserie. E păcat să nu copiii să nu învețe lucruri noi. Da, am participat la concursul pe meserii, care am obținut locul 2 și 3. Fetele mele Stan Nicoleta și Nicolae Alexandra, îndrumate de doamna profesor Ilie Georgica, la teorie. Și doamna Georgica, câteva cuvinte și noastră? Așa cum a spus colega, mă numesc Georgica Ilie, sunt profesor la liceu tehnologic de 17 ani, pe cateta de estetică și igiena corpului omenesc. De-a lungul anilor am mai participat la concurs cu elevele, obținând rezultate chiar foarte bune. Am participat și la faza națională într-unul din ani, eu cel puțin, într-unul din ani colega mea, Baltoș Elena, a mers cu una din fetițe. Am acest, avem locul 2 și 3. Felicit cu această ocazie fetele și băieții. Sunt elevii noștri și le mulțumim că sunt elevii noștri și că au avut curajul de a merge și a participa la un concurs național, totuși. E totuși faza județeană. Cum sunt o mare doză de curaj din partea lor că au participat, pentru că de obicei tinerii sunt reticenți să participe la lucrurile astea, care ei s-au simțit, după ce am înțeles în rând, s-au simțit foarte bine pregătiți de către cadre didactice și de aceea au avut curaj să prezint. Eu consider că asta a fost involul principal de s-au înscris la concurs. Haideți, doamna directoare, să mai prezentăm acum și ce... Mai avem și două fete aici. Exact. Ele unde s-au făcut remarcate? Să spună ele. Haideți. Bună ziua, mă numesc Nicolae Alexandra și sunt de la Liceul Tehnologic Ion Ghica și sunt de la specialitatea Aquaphor Stylist. Vreau să spun că la concurs m-am simțit extraordinar pentru că am cunoscut oameni noi, am căpătat și o experiență, am cunoscut colegi care au făcut același lucru, care l-am făcut și eu și ne-am împrietenit. Am descoperit multe lucruri frumoase și pot să spun că a fost o experiență de neuitat. A fost ceva nou pentru mine și pot să spun că mi-a plăcut și aș mai vrea să particip la asemenea concursuri. Asta vreau să aud de la tine, dacă mai vrei să mai participi, pentru că o experiență de genul acesta poate să-ți lase impresiile plăcute sau foarte plăcute. La tine au fost mai cele plăcute, mai ales că ai și câștigat, am înțeles, nu? Da. Atunci e păcat să nu mai participi. Iar tu? Bună ziua, sunt Tani Coreta de la Liceul Tehnologic Ion Ghica, profilul cu Aquaphor Stylist și am avut o experiență foarte frumoasă. Am avut emoții la început. Și acum ai emoții. Da. Dar aș vrea să mai merg în continuare. Ar fi foarte frumos. Ați fost împreună la concurs? Da. Da. O echipă de asta, doamna directoare, o echipă de asta mai și a băieților, dar băieții am înțeles că anul ăsta vor termina, nu? La fel și fetele, pentru că la clasa 11 profesională este concurs. Echipa a pierdut acum după mine. La clasa 11 se organizează la profesional concursul pe meserie. Deci în anul terminal. În anul terminal, exact, da. Dar, cum am spus, ei au posibilitatea de a-și continua studiile.
Din păcate, nu știm exact acum dacă ni se vor aproba clasele, o să vorbim puțin dacă ne permite și despre oferta de școlarizare. Noi am vrea să continue studiile pentru că este foarte important ca ei să nu se oprească aici. Rămân și cu o meserie, chiar și dacă vor merge mai departe să continue studiile, la fel, tot pe această meserie vor merge, se vor înscrie la același profil, dar e foarte important să terminăm studiile și să nu ne oprim sau să ne mulțumim cu puțin. Întotdeauna trebuie să vrem mai mult de la viață. Și noi asta învățăm și încercăm să-i sprijinim pentru acest lucru. Noi suntem echipă la Liceul Tehnologic Ion Ghica. Cred că da, am exact. Am fost colectivul ăsta și despre ce e vorba. Da. Chiar dacă poate suntem liceul, eu știu, privit de unii într-un anumit fel, nu vreau să spun, văzând așa și sondând terenul în orașul nostru, oamenii se îndoiesc de noi. Dar cred că acum, dacă acest reportaj pe care dumneavoastră l-ați făcut îl vor vedea oamenii din Oltenița, își vor schimba impresia. Sau poate doar dacă sunt rău intenționați, atunci clar că nu vor vrea să-și schimbe impresia, dar zic eu că la liceul nostru se învață meserie, cadrele didactice sunt extrem de bine pregătite, au dorința de a transmite mai departe tot ceea ce dumnealor au învățat. Eu sunt sigur, se vede. Doamne director, eu sunt sigur că acest interviu al nostru de la Radio TV Oltenița va fi urmărit de mulți, poate de întreaga școală a dumneavoastră și de părinți care au copii care vor să urmeze o carieră. Și cred că acesta va fi un mare imbol pentru ei, pentru părinți. Și aș vrea totuși să prezentați și profilul școlii, așa, să zicem, oferta de școlarizare, cât mai multe despre școală pentru a cunoaște oamenii, poate unii nu știu. Da. Vor vorbi în comunele limitrofe și poate unii nu știu. Din păcate știm că nu prea mai sunt copii, așa din sursele noastre, lucrurile cam merg așa în scădere, dar totuși speranța avem. Noi, ca ofertă de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, avem așa la clasa a noua, profesional, avem o clasă de mecanic auto, o clasă de lăcătuș mecanic, o clasă de estetică și o clasă de textile. Deci noi avem și lucrători în textile, ceea ce este foarte important, pentru că în Oltenița avem destul de multe companii care au acest profil și unde se poate face practică, unde se poate învăța o meserie. Și avem și clasa a noua liceu, tot așa, profil estetică. Iar celelalte clase, a 10-a, 11-a, cele care au fost, rămân în continuare, dar ideea este că noi această ofertă o avem pentru cei care vor veni anul acesta la clasa a noua. Sperăm să reușim să facem acest număr de clase, elevii și părinții să conștientizeze că până la urmă copilul trebuie să știe o meserie, să recunoaștem, nu toți suntem buni în tot. Și până la urmă meseria cred eu că este brățarea de aur, cum se spune, dintotdeauna. Iar elevii noștri acum pot să confirme acest lucru. Sunt foarte mulți elevi care au terminat la noi atât liceul cât și școala profesională care fac meseriile pe care le-au învățat la noi la școală. De aceea spun că au de câștigat dacă vin la noi. E o invitație adusată de, iată, doamnelor și domnilor, o invitație pe care o primit din partea doamnei directoare a Liceului Tehnologic Ion Ghica din Oltenița de a face o vizită la liceu, de a vă informa, de a vedea la fața locului cum stau lucrurile și cum puteți să vă aduceți copiii să urmeze această școală. Pentru că observăm și noi în ziua de azi, optica noastră în societatea actuală s-a cam schimbat. Meseria începe să devină un lucru de bază și dacă nu, cum le-am spus și băieților, dacă pornești în viață cu o meserie, ai alte opțiuni. Că pe parcursul vieții tale îți schimbi opțiunea, e tot altceva, dar ai ceva la bază de care să te legi. Da. Băi, am asta, sunt mecanic auto, sunt coafez, sunt stilist, sunt nu știu cum de mai, să mai zic, din lista meserilor pe care le pregătește școala dumneavoastră și atunci copiii, într-adevăr, vor avea și libertatea de o pasuță, doamna directoră, de a urma cursurile superioare.
Exact, exact. Nu e niciun... Deci nu se oprește la școala profesională nivelul de... Tocmai, mi s-a părut chiar ceea ce spunea dumneavoastră, n-am vrut să accentuați ideea că părerea aceasta greșită despre grupul industrial, tehnologic, liceu tehnologic Ionghica, că sunt e un grup cu elevi ceva mai slăbuți, pregătiți, mie mi se pare că o mare greșeală. Da, da. Și lucrul acesta nu neapărat că ne deranjează. Nu neapărat că ne deranjează, dar se încearcă, probabil, hai să o spunem acum, vreau să o spun așa, ca o glumă, le e teamă de noi, concurența. Glumesc. Nu. Dar ar trebui ca oamenii să gândească foarte bine că de la noi vin elevi din toate comunele limitrofe. Vin copii cu fel și fel de situații. Sunt de admirat că ei fac un efort să vină de la Mănăstirea, de exemplu, unde un elev dă pe un abonament 4 milioane. Este un efort imens. Este un efort imens. De la Frumușani, chiar. De la Frumușani avem, exact, unde nu se decontează naveta. Clar că e de admirat. S-au dat părinții, într-adevăr, și-au dat seama de valoarea școlii dumneavoastră. Exact. Lucrul acesta este de admirat, de luat în seamă, pentru că, repet, numai efortul lor de a veni la școală trebuie apreciat. Acest lucru cred eu că este gândit de părinți, pentru că ei poate pe viitor se vor întoarce în sat și vor deschide o afacere locală cu mecanica auto, coafor, frizerie. Exact. Deci părinții ei au toate posibilitățile după ce termină liceul sau școala. Iar la sat e mare lipsă de meserile lor. Exact. În toate satele din zona noastră, aici rar găsești o frizerie sau avem eleve care chiar și-au deschis singure salonul, să știți. Da. În zona noastră. În zona noastră, în zona, da, noastră. Și în Oltenița. În comunele foarte, unde da, sunt... Și în Oltenița foarte multe eleve care profesează meseria, să știți. Toate saloanele de estetică avem câte o elevă care au terminat. Și nu numai, cred că aproape toate sunt elevele noastre. Da. Avem o colegă nouă care mi-a fost elevă acum 11 ani. Am așa. Da, la estetică și acum este colegă. Este maestru și urmează și facultatea, da, de biologie din cadrul Universității Agricole de Medicină Veterinară, sau cum se numește. Iată că nu s-a oprit aici și că se poate. Da. Bineînțeles. Deci, ceea ce spunea dumneavoastră și... O fată deosebită, e de anul acesta. Doamna directoare, mai avem ceva de adăugat legat de activitatea dumneavoastră? Să spunem numele fetei, Decu Nicoleta, e important. Decu Nicoleta. Nicoleta Decu și-a auzit numele, fostă elevă, iată s-a întors ca maestru. Și noi sperăm să devină și profesoară, dacă își dorește, după ce va termina facultatea. Doamna directoare, domnule maestru, doamna maestră, copii, eu vă doresc baftă în toată activitatea voastră și vă mulțumesc că ați răspuns invitației mele și vă aștept și pe viitor cu alte rezultate la fel de notabile. Cu drag. Mulțumim frumos. Mulțumim.